Hristos a înviat! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Adevărat vă spun vouă că va veni o vreme când vă vor alunga din sinagogi și vă vor batjocori și chiar vă vor omorâ. Și toți cei care vă vor prigoni vor crede că aduc slavă lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, mi-am propus ca, luând ajutor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, să vă spun câte ceva despre martiraj, suferință, biruință în zilele noastre. Consider că nu am înțeles suficient ce este martirajul. Pentru că, după părerea mea umilă, nici la începuturi nu s-a înțeles ce este martirajul pentru Hristos, de vreme ce biserica are chiar câteva canoane în care se interzicea cu desăvârșire ca cineva să se autodenunțe și să spună: eu sunt al lui Hristos, luați-mă și duceți-mă în circurile unde animalele să mă sfărâme. Chiar a interzis biserica. De ce? Pentru ei, dar și pentru noi. Să înțelegem că gestul de a mărturisi pe Hristos, și o să vedem mai departe, chiar dacă mărturisi ceea ce gândim, trebuie să fie unul de ultimă instanță. Noi trăim între noi cu niște reguli sociale, unele scrise și cele mai multe nescrise. Din păcate, cele nescrise sunt ținute de către toată lumea, cele scrise se dau pe mâna avocaților și se pot acoperi cu hârtii. Ei bine, noi trăim între oameni. Traiul acesta între oameni, să știți că întotdeauna a fost ori frumos, ori delicat, ori greu. De cine ține lucrul acesta? Exact ca frumusețea. Frumusețea ține de ochii privitorului, nu de cel care se aranjează. Viața este frumoasă și convorbirea cu oamenii, legătura cu ceilalți este cu totul deosebită și frumoasă întotdeauna, în măsura în care noi o vedem așa. În măsura în care luăm lucrurile așa cum sunt și le admirăm în naturalețea cu care ele se desfășoară înaintea noastră. Va să zic că frumusețea ține de ochiul privitorului, adică de ochiul nostru, nu de partea cealaltă. Oricât de frumoasă ar fi o pajiște, dacă nu avem ochi să vedem frumusețea, nu o putem vedea. Și o să spuneți: cum, dacă e frumoasă, nu o vedem? Nu o vedem. Nu o vedem pentru că suntem îngândurați, nu o vedem pentru că plouă și noi vrem să fie soare, nu o vedem că este prea mult soare și ne bate din față și noi vrem să plouă. Nu o vedem. Este vina pajiștei că nu e frumoasă? Doamne ferește! E vina ochiului nostru că nu știe să vadă. Dar cum trebuie să învățăm lucrul acesta? E un antrenament în toate, inclusiv în a vedea frumosul. A vedea frumosul trebuie să fie o preocupare a noastră, să ne ascuțim toate simțurile noastre cu care să percepem frumosul. Frumosul este între noi. Frumos este chiar, așa zis, și vrășmașul nostru. Frumos, zicea Părintele Arsenie când a fost întrebat de cineva, zice: Părinte, ce ne facem cu diavolul? Și Părinte: vai de mine, dar ce ne-am face fără el? Asta înseamnă să vezi frumusețea lumii. Asta înseamnă să vezi frumusețea unei relații cu cineva. Asta înseamnă să vezi și mai ales să treci peste suferință și să vezi bucuria și înnobilarea suferinței. Pentru că, în mare, aceasta este tema pe care vreau să o dezbat astăzi. Geniul ortodoxiei nu este a ne scăpa de suferință, ci a ne învăța cum să trăim cu suferința. Nu așa într-un mod sado, nu, într-un mod real. Dumnezeu
a înnobilat suferința. Și acestea nu sunt mai vorbe, vă spun. Lumea la început a crezut că dacă trăiește adevărul de credință, și era lumea într-o așteptare extraordinară că vine Hristos a doua oară. Bine, și noi trăim în acest... Dar vă imaginați că doar ce plecase și acum exact cum pleacă copilul în armată. Acum mă iertați, mi sper că nu mai pleacă în armată. Mă rog, faceți un exercițiu de imaginație că suntem până în 2007 și încă mai pleacă copilul în armată și noi îl așteptăm să vină. Uite, așa îl așteptau pe Hristos, să știți. A plecat și generația care l-a condus la cer avea conștiința că nu va muri până când nu-l vor vedea întors, pentru că el le spusese că va veni Fiul omului înconjurat de Îngerii lui Dumnezeu, într-o slava sa. Așa e frumos să trăim și generația noastră și toate generațiile Pământului cu această conștiință că Hristos vine. Și vine. Vine. Numai noi că trebuie să ne antrenăm în a-L vedea. Păi vine pentru că vine și cu bune și cu rele. Adică, ziceți, da, Dumnezeu vine cu rele. Nu, așa le vedem noi. Dumnezeu poate să vină, Hristos poate să intre în casa noastră, inclusiv în chipul dușmanului nostru, pe care noi nu ne-am antrenat să-l vedem ca prieten. Tot așa mi-aduc aminte de o strategie de lucru a părintelui Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească, care spunea, tată, dușmanul trebuie să fie ținut în față, nu în spate. Fiți atenți aici. Mare strategie. În momentul în care ții dușmanul în față, acela nu mai e dușman. Unu, îi vezi toate mișcările. Doi, îl vezi când se încruntă. Îi vezi toată mimica. Și în momentul în care ar vrea să te înghită, îi zici, da, aici sunt, nu trebuie să faci mare lucru, ăsta sunt hați și atât. Dacă este în spate, nu știi ce are de gând, nu știi ce ustensile își pregătește, nu știi când deschide gura să facă haț. Și atunci, de ce să fie în spate? E cam aici v-am adus pe teritoriul mărturisirii, mărturiei și martirajului. Ce înseamnă mărturisire și martiraj în zilele noastre? Exact același lucru care însemna și în secolul 2, 3, 4 și chiar în timpul lui Dioclețian, când s-a întâmplat martirajul Sfântului Gheorghe, purtătorul de biruință. În primul rând, martirajul începe cu noi. Adică, ce lipsea generalului de oști romane Gheorghe? Dacă eram acum vreo 30 de ani, vă ziceam că printre altele, avea și calitatea că avea origini sănătoase. Adică nu venise așa pe deasupra, avea și rude pe la țară, era și cu poporul și așa mai departe. Deci avea tot ce îi trebuia. Plecase din în Capadocia, era în grațiile împăratului și ce-i mai lipsea? De unde începe martirajul? Nu s-a luat așa, zis pe românește, ca boala de un sănătos, s-a dus la împărat și a zis, știi ce, eu sunt cu Hristos, numai sunt robul tău și așa mai departe. Nu. În primul rând s-a cucerit pe sine. S-a convins că Hristos este Domnul lui și împăratul lui și el a înțeles altfel vasalitatea care era cultivată în vremea aceea. Cum că un om trebuia să fie sub stăpânirea altuia. Noțiunea de a fi rob este una foarte delicată. Dacă nu o accepți, nici nu poate să existe. Dacă vrei să fii robul lui Hristos, trebuie să accepți. Pentru că Hristos nu are slujitori care nu acceptă că îi sunt slujitori. Hristos nu vine pe deasupra și e cu biciu, n-ai făcut o paia, dă-i, pentru că mi-aduc aminte, acum vreo două zile m-a întrebat cineva foarte serios. Zice, Părinte, am constatat că sunt oameni care n-au niciun Dumnezeu, cum se zice pe românește, sunt atei, chiar și declarați, care dau și cu barda Dumnezeu și trăiesc mult și bine și au de toate. Zic, da, cum adică da? Tocmai de aia. Adică, păi Dumnezeu i-a lăsat ca să
ne dea și o alternativă. Mă, vreți să n-aveți niciun Dumnezeu? N-am, bă, nicio treabă cu voi. Trăiți 100 de ani. Bă, ce-o fi după aia 100 de ani, e treaba voastră. Dar eu vă dau aici tot ce aveți nevoie. Dacă e cineva dintre dumneavoastră care vrea să dea cu barda, să se alinieze la vorbele soției lui Iov, care zicea, blesteamă-l odată și tu, bă, Dumnezeu, să scapi odată de necazul ăsta. Acolo ajunge neacceptarea situației de rob în sensul cel mai profund și creștinesc posibil. Va să zică, martirajul începe cu noi. Începe cu conștiința că Hristos este împăratul nostru. Pentru că dacă nu avem conștiința asta, e clar că nu merge. Și când ajungem la conștiința aceasta, ne dăm seama că trăim într-o societate care nu are nicio legătură cu legile moralei creștine. Știu ce vă spun și dacă e nevoie, vă dați socoteală pentru asta. Pentru că noi vedem niște realități. Vedem că cel care îmi cere mie, el nu face. Vedem că sunt oameni care impun niște legi, dar ei pe lângă legile astea se dau după colț. Și atunci ce fac? Dacă nu încep martirajul cu mine, să mă înfrânez eu și să spun eu am un stăpân pe Hristos, lui trebuie să mă raportez, în partea cealaltă înseamnă dorința firească de altminteri de a instaura dreptatea. Și de aici începe martirajul prost. Adică, încep să ieși în față, ceea ce Hristos a zis, n-aveți voie să ieșiți în față. Încep să ridici flancarte, încep să strigi, lozinci, încep să adun oameni și nu e bine. De ce nu e bine? Pentru că nu e cauza lui Hristos. Nu e din împărăția noastră. Chiar astăzi ne avertizează Mântuitorul, eu v-am ales pe voi din lume, voi nu sunteți din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Cel care se amestecă cu lumea, cu iureșul care se creează în lume, nu poate să slujească la doi stăpâni. Nu poate să spună că e un bun creștin dacă el vrea să instaureze un soi de dreptate. Fraților, un soi de dreptate este orice altă dreptate pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Acum să nu credeți că vreau să vă educ yes men, eu cerul, nu, ferească Dumnezeu. Dar dacă vreți să trăim într-adevăr frumos și să vedem frumosul din societate, nu trebuie să se agațe privirea noastră de borduri nevăruite sau de gropi în asfalt. Nu. Trebuie să vedem frumusețea, că Dumnezeu ne-a lăsat pe toți să trăim frumos unii cu alții. Ăsta înseamnă martiraj. Păi ce martiraj mai e ăsta? Este. Pentru că rana din suflet este rana noastră, că nu putem să facem mai mult. A, ce putem să facem? Bordura din fața casei noastre, gropița din curtea noastră, pe astea putem să le facem. Restul sunt răni care, din păcate, nu pot să fie acoperite de noi. Și atunci devenim niște martiri sociali ai zilelor noastre. Martirul zilelor noastre este cel care îngăduie pe fratele său, îngăduie și pe cel care nu știe ce înseamnă libertatea și nu știe că libertatea lui se termină când începe libertatea mea, dar asta este altă problemă și cred că înțelegem foarte mult că martirajul începe cu noi. Dacă noi ne-am fi niște sinceri martiri și am accepta lucrurile în modul cel mai frumos, nu așteptăm degeaba. Măcar unul dintr-un milion va auzi de fapta noastră că nu am luat atitudine în sensul bun al cuvântului și am stat cu minți și poate că acel unul la milion, cu siguranță că va face și el ca noi și este un câștig mare. Pentru el se va da mărturie înaintea lui Hristos că am fost, într-adevăr, martiri. Uitați-vă cât suntem noi astăzi în biserică. Suntem exact atâția cât trebuie să fim. Dar dacă ne raportăm prost la 600.000 de locuitori ai Constanței, n-am făcut altceva decât să ne
întristăm, să spunem, ia uite-mă numai o mână de oameni, nu e adevărat. Trebuie să ne raportăm la unul singur. Dacă mai e încă unul cu mine, Mântuitorul zice, dar unde sunt doi sau trei? Bă, doi, trei. Suntem doi, trei. Sunt și eu în mijlocul vostru. Bă, Hristos nu e cu milioanele, e între doi, trei. Nu este în gloată, nu este în mulțimi, ci este acolo unde este sinceritate și trăire. Asta înseamnă martirajul zilelor noastre. Să nu ne apucăm acum să judecăm de lucruri care sunt peste capul nostru. De ce? Pentru că ar fi martirajul gratuit de care v-am spus încă de la început. Am ieșit în față și bineînțeles că am devenit ținte mișcătoare. Când făceam eu armată era alergând numărul 8 și pe aia trebuia să o urmărești și tot plutonul trecea într-o singură țintă. Bineînțeles că era doborâtă până la capăt. Acest gen de martiraj nu-l vrea nici Hristos, nu-l vrea nici biserica. Acum o să-mi spună niște cârcotași că am prieteni foarte mulți. Bine, părinte, să stăm cu mâinile în zâng. Nu. Să ne facem pe noi oameni drepți, să ne facem pe noi oameni buni și oameni frumoși. Și cu siguranță că restul, societatea va fi mai bună cu un om, mai frumoasă cu un om. Și asta putem să controlăm. Celelalte lucruri însă nu. Dar să mergem mai departe cu problema suferinței. Pentru că o să vă uitați în viața Sfântului Gheorghe, care a suferit pentru Hristos. Și o să spuneți, bine, păi, noi ce am suferit? Suferim și noi. Orice gând care vine este ca o suliță întoarsă în noi, exact cum erau sulițele după roata pe care era tras Sfântul Gheorghe. Orice gând ascuțit către celălalt, dacă știm să fim martiri ai zilelor noastre în modul cel mai frumos și plăcut lui Dumnezeu, acele săgeți se vor întoarce în noi. Și o să spun, cum o să înving lumea? Învingându-mă pe mine. Sulița pe care am pregătit-o ca să îmi omor vrășmașul, o primesc eu și mă omor pe mine ca să trăiesc frumos. Să murim dreptății ca să trăim vieții. Iubiți credincioși, am ajuns pe un teritoriu foarte delicat. Dumnezeu nu ne-a promis că ne scapă de suferință, ci ne-a dat un lucru și mai mare, că ne-a înnobilat suferința. Gândiți-vă, nu putea Hristos să cheme, așa cum a și declarat chiar, Petru, nu puteam să cer Tatălui niște legiuni de îngeri care să mă apere? Și putea și n-a făcut-o. Atunci noi putem să nu cerem ajutor unde nu trebuie să cerem. Și anume, în suferință nu de ajutor avem nevoie să scăpăm de ea, ci de putere de înțelegere că suferința a fost înnobilată și pentru noi este o șansă. V-am mai spus și altădată, durerea pe care organismul uman o percepe este un avertisment. Imaginați-vă pe cineva pe care eu chiar l-am cunoscut, care era de la brâu în jos, nu mai simțea nimic. Și în momentul în care s-a așezat pe un cui, n-a știut de ce n-a știut, pentru că nu l-a durut. De ce nu l-a durut? A, dacă nu l-a durut, e bine. Nu e de bine. Când nu te doare, nu e de bine. Pentru că a făcut titanus și în câteva săptămâni s-a dus. Dacă nu am simțit durerea, n-am ști că suntem într-un loc în care să ne ferim. N-am ști că urmează un pericol mult mai mare. Va să zic că durerea ne aduce lucruri bune. Cum adică? Dacă știm să le vedem că sunt bune. Dacă suntem obișnuiți să ne văietăm de toate, chiar să spune că știți, asta cu suportabilitatea vis-a-vis de durere e împărțită în două, bărbați și femei. La femei, dacă se întâmplă să se rănească ceva, merge mai departe. Ei, dacă se întâmplă cumva să-și atingă din greșeală la bărbierit vreun fir de păr și să se taie puțin un bărbat, își cheamă neamurile și le spune
s-ar putea să fie ultima dată când vă vorbesc. Păi dacă suntem așa, înseamnă că durerea n-a făcut nimic. Durerea trebuie să o înțelegem ca pe un lucru binecuvântat de Dumnezeu, nu spre autoflagerare, Doamne ferește, ci ca să ne arate că lucrurile merg într-o anumită direcție. Iubiți credincioși, nu trebuie să ne uităm la sfinți așa numai în icoane, să vedem pe Sfântul Gheorghe cu balaurul și călare pe cal și gata, așa ne... Nu, nu, nu. Călare pe cal înseamnă să fim și noi încălecați pe toate virtuțile noastre. Balaurul nu e dușmanul nostru, este gândul nostru care ne face rău. Pe acela trebuie să îl îmblânzim, să îl sulițăm, să-l avem în față și să ne luptăm cu el tot timpul. Niciodată nu o să vedeți în preocuparea bisericii să ne arate oameni care s-au dușmănit între ei. Nu. Omul se dușmănește cu el însuși. Și dacă știe să iasă victorios din această dușmănie, înseamnă că este martir bine plăcut lui Dumnezeu. Pentru că dintr-o luptă mai vii fără o mână, fără un picior, asta e, adică sunt lucruri pe care ni le asumăm atunci când plecăm la război. Războiul cu noi, la fel, vine cu amputări. Nu mai ai răbdare, nu mai ai îngăduință, nu mai ai dragoste. Atunci trebuie să oblojim aceste virtuți și să le transformăm în ce? În calul pe care să ne prindă sfârșitul și să ne admire și ceilalți că am învins. Iubiți credincioși, a fi martir nu este așa a merge cu capul în jos și a zis gata, sunt pregătit să-mi tăiați capul. Nu. A fi martir înseamnă a fi împăcat cu tine. Ați răstignit tot ce înseamnă patimă, a fi într-o permanentă stare de veghe și de trezvie, astfel încât tot ceea ce se întâmplă cu noi să vedem că se întâmplă în folosul nostru. Numai în măsura în care ne facem prieteni din toate împrejurările așa zis negative, vom putea să avem conștiința că martirajul nostru nu este gratuit. Altfel, foarte interesant, în ultimul verset pe care l-a pus la dispoziție Sfinții Părinți pentru ziua de astăzi, de la Sfântul Ioan, Evanghelistul, cel cu care am început. Cei care vă vor face rău vor crede că aduc slavă lui Dumnezeu. Nimic mai simplu, să întoarcem puțin ecuația, să ne așezăm noi în partea cealaltă. Noi care credem că aducem slavă lui Dumnezeu, dar aducem slavă lui Dumnezeu rănind pe altul? Cred că așa e de cele mai multe ori. Câți dintre noi nu așteaptă ca bunul Dumnezeu să dea vrăjmașul meu o boală, să-l țin acasă, să nu-l mai văd? Bunul Dumnezeu să mă ajute să-i moaie colonțul sau una sau alta? Păi asta înseamnă că suntem noi în partea cealaltă. Asta înseamnă nimic altceva decât că ce a zis Hristos pentru noi, culmea, a zis pentru vrăjmașii noștri. Adică nu cumva să facem un titlu de glorie că aducem slavă lui Dumnezeu. Dar dacă această slavă adusă lui Dumnezeu este oropsindu-l pe celălalt, înseamnă că suntem în partea cealaltă. Iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți. Pentru că a ne asuma martirajul este un lucru greu, dar nu cu greutatea a nevoii de a ajunge la final, ci cu greutatea cântarului care dă valoare omului. Asta înseamnă să fii om greu, să ai virtuți grele, să atârni greu, pentru că cel care atârnă greu nu este luat de vânt și dus în partea cealaltă. Nu este spulberat de valurile mării, ci rămâne în picioare. Cred că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe ne învață și astăzi că adevăratul lui martiraj a fost învingerea propriilor lui convingeri, predarea lui Hristos.
predarea către Hristos și recunoașterea că este un rob al Domnului și că nu mai acceptă pe alt împărat decât pe Hristos. Iubiți credincioși, putem și noi să facem lucrul acesta numai și numai în discreție, numai și numai cu noi înșine, fără să facem uz de ceva care se vede. V-am mai spus și altă dată, atunci când o comunitate s-a gândit să-și aleagă pe cel mai smerit membru, s-au adunat cu toții și și-au dat seama că toți se gândeau la aceeași persoană, era cineva chiar smerit și au fost nevoiți a doua zi să-i retragă diploma și însemnele, pentru simplu motiv că le purtase. Dacă vreți să purtați pe deasupra însemnele smereniei, o să rămânem fără ele. Trebuie să le purtăm în suflet. Hristos dă fiecăruia exact cât poate să ducă. Și în măsura în care noi acceptăm că ceea ce ne-a dat Dumnezeu, care este Tatăl nostru, știe că noi putem să ducem, că altfel nu ne dădea mai mult decât putem să ducem, atunci începem în sensul frumos și plăcut să vedem viața frumoasă, care, așa cum v-am spus, este frumoasă pentru ochiul care vede, nu pentru cel care aranjează frumusețea, care poate să fie și nenaturală. De aceea îl rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să ne trimite din puterea cu care el însuși s-a învins, ca și noi să fim purtători de biruință. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.